ziua, dragii mei, și bine ați revenit în bucătăria lui Madi. Astăzi o să preparăm un blat de tort. Eu am făcut multe torturi, dar niciodată nu v-am arătat cum fac eu blatul de tort. Cred că ar fi și timpul. Este un blat foarte ușor de preparat, nu necesită multe ingrediente și o să arate super. Este pufos, arătos și gustos. Vă rog frumos să rămâneți alături de mine să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru acesta avem nevoie de 6 ouă, 200 g zahăr tos, 200 g făină, un pliculeț zahăr vanilinat, 3 linguri ulei și puțină sare. Mai întâi spargem ouăle. Punem puțină sare. Și mixăm. Adăugăm și zahăr treptat. Mărim viteza. O să pun capacul la robot ca să nu sară. Punem și zahărul vanilinat. Și este gata. Uitați, așa trebuie să arate. O să-l răstorn într-un castron mai mare. Începem să punem uleiul și amestecăm. Treptat punem făina, o cernem. Și cu mișcări largi amestecăm de sus în jos. Și ultima făină. Pregătim forma, îi punem hârtie de copt . Vreau să vă spun și vouă că mi-am cumpărat un cuptor electric. Eu cred că o să fie foarte bun. Pe cuptorul de la Aragaz nu mă bazam deloc, nu era gradat. Acesta este gradat, deci ne arată temperatura, ne arată minutele cât să lăsăm la cuptor. Deci este prima dată când fac la acest cuptor. Sper să iasă bine. L-am preîncălzit, l-am pus la 180 de grade. Acum dăm tava la cuptor. Închidem și îl punem la 40 de minute. Este gata.
Îl scoatem din cuptor. Uitați ce frumos arată. A crescut. Așa arată blatul nostru. Uitați ce frumos a crescut. L-am lăsat 35 de minute în cuptor. Cuptorul vreau să vă spun că este extraordinar de bun și eu cred că merită să-l aibă orice gospodină în bucătăria sa. Data viitoare o să vin cu o rețetă de macarons, acele prăjiturele franțuzești, colorate și delicioase. Vă rog frumos să veniți și voi cu sugestii. Eu vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de mine. Dacă nu te-ai abonat pe canalul meu, te rog frumos să o faci chiar acum, în bucătăria lui Mandy. Până data viitoare, te salut și spun ciao!